Hai, salut! Ieri mă plângeam că e nourat. Stai să vezi azi, stai să vezi mâine, stai să vezi poi mâine. Da. Ieri era aici cumva mai multă lumină, azi e nourat total. M-am gândit că poate sunteți curioși dacă mai merge sistemul solar, dacă mai funcționează. Ia să vedem. Cam nu prea arată așa frumos. Tot de sus începem, două linii doar. Astea tot două linii, zice. Acum s-au echilibrat amândouă, văd că pe două linii. Și îmi spune că mai am 25% din energia din baterii, din 8 baterii de tir, de 120 de ampere. Ieri era... Cât era? 50% era. Am folosit calculatorul până seara la ora 10 cu pauză de o oră. Calculatorul și tot ce mai are la el, ce înseamnă asta? Aș vrea să explic pentru cine nu știe sau cine nu are calculator, nu-l interesează, dar vrea să știe consumurile astea. Am să dau niște exemple, cum ar fi. Consumul ăsta care îl am eu, care l-am făcut eu, care îl fac eu, e echivalent cu un laptop, un televizor, două, chiar, acum televizoarele astea nu consumă mult, în funcție de televizor, dacă e un televizor normal, așa mai, de Doamne ajută, sigur merge un laptop, două televizoare și câteva becuri. Câteva becuri, iarăși, în funcție de fiecare că pot pus, dacă aveți LED de alea de 15W, 18W, merg și câteva becuri. Da, cam asta îmi consumă calculatorul. Deci echivalentul la două televizoare, un laptop și câteva becuri. Dar mă repet, deci vorbim despre... Nu, ca să fac o diferență. Calculatorul consumă cât două becuri de 100. Deci cum ai avea două becuri de 100, cum era înainte? Da. Nu știu dacă ați înțeles, eu v-am explicat să înțelegeți cam în mare, așa, despre ce vorbesc. Deci vorbesc despre consum de un calculator, vorbesc despre 3 panouri de 450 de W. Vorbesc despre 8 baterii de tir, de alea mari, de camion, conectate la tot sistemul ăsta. Deci, este ceva. Ce putem vedea față de ieri? Vedem cam totul la jumate. Ieri era consumul 100, aproape 200, azi de bea e 100 și ceva. Cred că mâine, deci am făcut video ăsta la 24 de ore, dacă și-o dați cineva seama sau dacă interesează cineva. 24 de ore au trecut de la video precedent și sistemul nu funcționează, dar nu cred, după m-am uitat pe meteo și o să fie ziurile următoare la fel. Deci cred că diseară, după meaza asta, cum se lasă seara, cam cred că o să cadă sistemul. Nu o să cadă, o să treacă pe rețea. Folosesc un inverter care e conectat la rețea și când se termină tot curentul din baterii
sau din panou, când deci scade și linia asta, ajungi la o linie, mai mergi și cu aia, începe a țipa. Da, da. Ora 5, fără 5. Și am rămas de la 4:30, 16:30, am rămas fără curent în baterii. Deci nu am mai reușit să încarce mai nimic. Pentru că a venit iarna. La ora 5, cu vremea care ați văzut-o, să mai dăm o dată, adică urât. Da, să vă arăt aici încă o dată. Panourile sunt acoperite de zăpadă, deci nu au de unde produce 12W. 0, 17, 15 de consumat. Am scos consumatorul, adică calculatorul meu, și a rămas un bec, două camere, un bec, asta e 10W, 90W, asta e consum. Și așa o să rămână până ce vremea va fi din nou, până când va veni primăvara din nou.